Un om bogat l-a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus a răspuns la această întrebare în doi timpi. Prima dată el i-a zis: Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Cu alte cuvinte, el a legat viața veșnică de ținerea legii lui Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Da, omul a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Era adevărat? Poate că la un anumit nivel era. Poate că nu avea comportamente exterioare care contraveneau legii lui Dumnezeu. Dar cum era inima lui? Iisus a spus într-un alt loc: Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Problema cu cei care păzeau cu rigurozitate legea era că se concentrau doar asupra aspectului exterior. Și este scris în Matei, capitolul 23: Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Era aceasta adevărat despre tânărul bogat? Al doilea moment al răspunsului lui Iisus la întrebarea omului descoperă o problemă serioasă în inima lui. Iisus a spus: Îți lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai, de la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Dar acest lucru este uimitor. El spune că îi lipsește un singur lucru. Dar este de presupus că dacă ar fi avut acel lucru, ar fi fost perfect. De fapt, în acest fel înregistrează Matei cuvintele lui Iisus: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Așa că el nu este perfect, da? Nu a ținut în mod desăvârșit legea lui Dumnezeu și de aceea nu va moșteni viața veșnică până ce nu va avea cel singur lucru care îi lipsește. Ce este acest singur lucru? Sună de parcă ar fi trei lucruri, nu? Vinde tot ce ai, de la săraci și urmează-mă. Cum sunt aceste trei cerințe în realitate una? Aceste trei cerințe pot fi rezumate astfel: atașamentul tău față de posesiunile tale trebuie înlocuite cu un atașament față de mine, spune Domnul Iisus. Este ca și cum omul ar fi stat acolo cu mâinile pline de bani, iar Iisus i-ar fi zis: Îți lipsește un lucru. Întinde mâinile și apucă mâinile mele. Și pentru a face asta, omul ar fi trebuit să-și desfacă degetele și să lase banii din mână să-i cadă. Și acel singur lucru nu este ceea ce ar fi căzut din mâinile lui, ci ceea ce ar fi luat în mâinile lui. Atunci când cineva îl prețuiește pe Iisus mai mult decât banii, săracii sunt cei care au de câștigat de aici. De aceea sunt pomeniți ei aici. Însă, ideea principală are de-a face cu ceea ce se întâmplă între acest om și Iisus. Dar îți lipsește un singur lucru. Eu. Oprește-te să pui preț pe bani și începe să mă prețuiești pe mine. Vrei să moștenești viața veșnică? Vrei să intri în împărăția cerurilor? Eu sunt comoara cerurilor. Dacă vrei să ai comor în ceruri, trebuie să mai ai pe mine. Dacă acum preferi banii mai mult decât pe mine, nu vei intra în cer, unde eu sunt comora. Dar dacă mă prețuiești acum mai mult decât banii tăi, vei avea o comoară în cer. Dacă vrei să fii desăvârșit, căci este singura cale înspre împărăția lui Dumnezeu, urmează-mă. Aceasta este lecția critică pentru noi. Iisus nu își bate joc de legea lui Dumnezeu. El nu spune că păzirea poruncilor nu este importantă. El spune: dacă depinzi doar de păzirea poruncilor, nu vei moșteni viața veșnică. Întotdeauna îți va lipsi ceva. Standardele legii sunt desăvârșite. Voi fiți deci desăvârșiți, a spus Iisus, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. El nu reduce acest standard. În schimb, el îl pretinde de la toată lumea. Și apoi îl oferă grația atașamentului față de el. Dacă vrei să fii desăvârșit, urmează-mă. Iisus este singura cale înspre supunerea desăvârșită, iar supunerea perfectă este necesară ca să poți avea viața veșnică. Întrebarea crucială este: cum este Iisus calea spre desăvârșire? Un răspuns este acela că Iisus însuși este desăvârșirea noastră. Adică atunci când suntem legați de El prin credință, Dumnezeu ne socotește desăvârșiți datorită lui Iisus, chiar dacă noi înșine nu suntem astfel. Un alt răspuns este acela că Iisus, prin prezența și puterea sa în noi, ne transformă astfel încât să începem să iubim în realitate așa cum face El și să facem pași înspre desăvârșire pe care o vom obține în final în cer.
Mi se pare că Iisus ne dă motive clare să credem că ambele răspunsuri sunt adevărate. Iisus a spus că a venit să-și dea viața răscumpărare pentru mulți, că sângele Lui se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor și că prin credința în El, cel înălțat pe cruce, le va da viață veșnică păcătoșilor care nu merită. Toate acestea implică faptul că viața și moartea lui Iisus sunt singura noastră speranță de a scăpa de mânie și de a dobândi cerul. Iisus a spus cu privire la cei mai bine intenționați ținători ai legii din Israel: nimeni dintre voi nu ține legea. Și a numit foarte direct pe ucenicii săi răi. Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Cu alte cuvinte, toți oamenii sunt păcătoși, aflați sub mânia sfântă a lui Dumnezeu, fără vreo speranță a vieții veșnice care să se bazeze pe supunerea lor. Iisus a venit să rezolve această problemă. Iisus o rezolvă prin îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu. El o îndepărtează îndurând pedeapsa pe care am meritat-o noi și plătind datoria pe care noi nu am fi putut-o plăti niciodată. Astfel, deoarece Iisus și-a vărsat sângele, toate păcatele noastre sunt șterse și Dumnezeu nu ne mai vede de acum încolo ca păcătoși sau nedesăvârșiți. Aceasta se datorează atașamentului nostru față de Iisus prin credință. Dar Iisus ne învață că desăvârșirea noastră înseamnă mai mult decât doar absența vinovăției. El spune o pildă despre un fariseu și un vameș care s-au suit la templu să se roage. Acești doi oameni reprezintă grupurile sociale care erau socotite în ochii poporului, respectiv cel mai neprihănit, fariseii, și cel mai păcătos, vameșii. Fariseul și-a subliniat supunerea față de lege. Eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Dar vameșul ne spunea, Iisus, sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Cuvântul socotit neprihănit sau justificat este crucial. El cuprinde însuși scopul acestei pilde. Luca a prezentat pilda spunând: a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețeau pe ceilalți. Astfel că pilda își propune să lămurească cum putem fi neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul justificat sau neprihănit își are rădăcina în același cuvânt, în greacă. Da, verbul înseamnă a declara drept, așa cum procedează un judecător la tribunal. Da, el nu face drept un inculpat, ci îl recunoaște și îl declară drept. În acest fel este folosit verbul în Luca, capitolul 7, în versetul 29. Și tot norodul care l-a auzit a dat dreptate lui Dumnezeu. A-L justifica pe Dumnezeu nu înseamnă a-L face pe Dumnezeu drept sau neprihănit. Înseamnă a declara că este drept. Da, aceasta este ceea ce face Dumnezeu cu vameșul în Luca, în capitolul 18. Omul acesta s-a pogorât acasă justificat, neprihănit. Adică acest om a fost declarat a fi drept de către Dumnezeu. Vameșul nu a privit deloc la el însuși, ci a privit la mila lui Dumnezeu. Credința nu înseamnă să te uiți aici, ci înseamnă să te uiți acolo. Nu te uiți la credința ta ca și temelia neprihănirii tale. Credința nu te îndeamnă să te uiți la credința ta. Dacă te uiți la credința ta, înseamnă că nu crezi. Credința înseamnă să te uiți la Dumnezeu, să uiți de tine și să-L vezi pe Hristos și harul Său. Așadar, asta a făcut vameșul diferit de fariseu. Dar să fim atenți. Poate spunem: normal că s-a uitat altundeva, vameșul nu avea nicio neprihănire, dar eu am, nu? Dumnezeu a avut milă față de mine, am crescut în biserică, părinți pocăiți, Dumnezeu m-a păzit de păcate și vicii, am o neprihănire, sunt o persoană morală. Și știi ce? Ai dreptate și ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu. Dar să nu crezi, chiar te rog să nu crezi că aceasta este baza, temelia acceptării tale de către Dumnezeu. Ai fost în stare să trăiești așa pentru că Dumnezeu te-a acceptat prin meritele lui Hristos și numai ale lui Hristos. Sfințirea, această creștere progresivă, neprihănire pe care toți mântuiți o experimentează, este bazată
pe justificare, pe faptul că am fost acceptați, cam pe faptul că am fost iertați, că am fost ocotiți neprihăniți odată și pentru totdeauna. Și acum Iisus Hristos, care este neprihănirea mea, produce în mine, prin meritele sale, o neprihănire pentru care sunt recunoscător. Poți să mulțumești Domnului că nu ți-ai înșelat partenerul de viață, că te-a păzit în afaceri și nu ai furat și că ai fost un om moral și trebuie să mulțumești Domnului pentru toate acestea. Dar vai de noi dacă facem ce a făcut și fariseul acesta. Dacă ne încredem în noi că suntem neprihăniți, că neprihănirea noastră este temelia acceptării înaintea lui Dumnezeu. Vai de noi! Iar Apostolul Pavel, în a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 5, ne scrie că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și-adar, în încheiere, haideți să-i dăm Domnului toată gloria, nu doar jumătate din glorie, să-i dăm gloria ca cel care este neprihănirea noastră și cel care lucrează noi în neprihănire. Și vă invit să privim doar la Iisus, să nu ne încredem în noi, ci doar în el. Acesta este adevărul pur și simplu.